Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre expansiune. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Unde ați mai auzit cuvântul expansiune? Probabil la orele de fizică, sau la cele de chimie, sau poate la cele de istorie, când ați studiat o hartă a antichității, și să spunem că ați discutat despre expansiunea Imperiului Roman. Cuvântul expansiune are în dicționar câteva definiții. Pe de-o parte, creșterea volumului unui sistem fizico-chimic. Sau creșterea volumului unui gaz în urma încălzirii sau a scăderii presiunii. Fenomenul de creștere a dimensiunilor unui organ sau a unei părți dintr-un organ, extinderea sferei de influență și a dominației economice a unui stat asupra altuia, acapararea de teritorii străine, extinderea domeniului de existență sau amplificarea trăsăturilor distincte. Pe de altă parte, în gramatică, expansiunea constă în transformarea unei părți de propoziție în propoziția subordonată, corespunzătoare, cu păstrarea intactă a sensului. Să observăm expansiunea unei părți de propoziție. Citesc o carte interesantă. Interesantă este un atribut, o parte de propoziție. Prin expansiunea acestuia se obține, citesc o carte care este interesantă. Care este interesantă este o propoziție. Astfel, obținem o frază. Cum realizăm expansiunea? Să ne întoarcem la exemplele anterioare. Interesantă este un atribut, deci o parte de propoziție. S-a transformat într-o propoziție care este interesantă. Am observat că am adăugat un element de relație și un predicat. De data aceasta, un predicat nominal este interesantă, dar am avut grijă să păstrăm sensul inițial. Am obținut astfel o propoziție secundară subordonată. Deci, propoziția noastră s-a transformat într-o frază citesc o carte 1 care este interesantă a doua propoziție Pentru a realiza expansiunea să ne amintim care sunt elementele de legătură elementele subordonatoare conjuncții subordonatoare că să ca să dacă căci deoarece încât alte părți de vorbire cu rol de legătură între propoziții De exemplu Pronume relative, cine, care, ce, cât, mi-a arătat ce a greșit la test. Sau adverbe relative, unde, când, cum, cât, a venit când a fost chemat. Să exersăm împreună Expansiunea. Realizează expansiunea cuvintelor scrise colorat în propozițiile de mai jos. O carte cu ilustrații i-a atras atenția Mariei. Cu ilustrații, atenție, căutăm un element de legătură și predicat. O carte care are ilustrații i-a atras atenția Mariei. Data plecării în tabără nu am aflat-o încă. Data când vom pleca în tabără nu am aflat-o încă. Sora mea știe a povesti despre orice. Sora mea știe să povestească despre orice. Învăț la școala din sat. Facem expansiunea. Învăț la școala care se află în sat. Propun următoarea activitate independentă. Realizează expansiunea atributelor scrise colorat. Nu uita care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a rezolva cu succes exercițiul. În curtea hanului au intrat doi călăreți obosiți. Obosiți este atributul. Vom întârzia la petrecerea dată de prietena mea din cartier. M-am întâlnit cu vechi prieteni în tabăra de la mare. Poveștile bunicii le ascult cu mare plăcere de fiecare dată. Poetul preferat este Vasile Alexandri. Și ultima: Îmi plac florile de primăvară. Dacă ai nevoie de mai mult timp, poți opri filmul pentru a rezolva exercițiul. Succes!